de bătrâni. Nu s-a soldat acea ședință nici cu Demiter, nici cu demisii, nici Marius Budăi nu credea la începutul săptămânii că demisia lui contează. Între timp s-a schimbat situația. Ministrul Gabriela Firea, vedem, rezistă. Cum vedeți ceea ce se întâmplă? Între timp e presiune în stradă. 10.000 de oameni cer demisii și anunță proteste. Este o demisie care vine evident prea târziu și era cazul ca domnul Ciolacu să-l demită de când a izbucnit acest scandal și de când toată România a fost șocată de acele imagini oribile. Și bineînțeles trebuie să urmeze doamna Firea, pentru că legăturile dumneai și ale legăturile de familie, legăturile apropiate, responsabilitățile pe care le are în acest caz sunt incompatibile cu continuarea în funcția de ministru în guvernul României. Știe și domnul Ciolacu asta, dar acționează foarte, foarte temător. Practic, reacția PSD din aceste zile, și nu numai a lor, că putem discuta și despre ce se întâmplă la nivelul Consiliului Județean Ilfov cu PNL, dar revenind la PSD, pentru că ei sunt vioara întâi a guvernării, este o reacție de preocupare pentru carierele politice ale dumnealor. Din perspectiva domnului Ciolacu, cât de greu e de gestionat această situație a Gabrielei Firea în contextul a zilelor de bătrân din Ilfov? Cred că pe românii interesează să aibă o minimă reparație morală, să vadă dreptate în acest caz, să vadă că responsabilii politici și morale a acestui dezastru pleacă din guvern. Mai puțin interesează calculele interne ale domnului Ciolacu. Ce da, vedeți, e evident că se încearcă din aproape în aproape mușamalizarea situației. Ședința de guvern duminică n-a venit cu nicio decizie, deși situația era la fel de gravă. Evident, și asta a fost preocuparea din ziua întâi. Dacă vă uitați la reacțiile tuturor celor implicați, domnul Ciolacu a anunțat întâi tăieri de capete, după care a așteptat să vadă, poate se stinge scandalul și se poate continua ca înainte. A găsit niște acari pe un pe care să-i demită în primă fază. Doamna Firea și domnul Pantele au ieșit cu afirmații și declarații legate strict de cariera lor politică. N-am văzut o minimă empatie acolo în care să le pese de suferința teribilă pe care am văzut-o în acele imagini. Am văzut, în schimb, cum se gândeau ce se întâmplă, unde mai pot candida, ce înseamnă pentru cariera lor politică, ce se și întâmplă. Nu numai, se pune presiune pe cei care iau atitudine, așa cum s-a întâmplat cu reprezentanții bisericii. Vrea să intervină și colega mea Ioana Constantin în discuția cu dumneavoastră. Te rog, Ioana. Cătălin Drulă, o întrebare. Eu știu că în Parlament s-a cerut această comisie în care să vină miniștrii, să explice ce se întâmplă în aceste centre, în această țară, ce măsuri se iau. Și nu am reușit să înțeleg, pentru această chestiune nu se poate face o sesiune specială? Sau cine se opune exact? PSD, PNL împreună, toată coaliția? Da, PSD și PNL au votat împreună cot la cot să nu avem sesiune extraordinară, să nu poată să-și desfășoare activitatea comisiile de muncă, de sănătate, Comisia pentru Drepturile Omului și să nu avem o comisie de anchetă. Ieri am revenit cu o solicitare și am depus o cerere regulamentară cu deputați din mai multe grupuri parlamentare, așa cum cere regulamentul, să facem o comisie de anchetă. Se fuge de responsabilitate. Parlamentul s-a întrunit pe un pretext absurd luni, pentru a lua de demisia domnului Helvig. Am cerut în această sesiune să permită comisiilor să lucreze, pentru că avem colegi care vor să se implice. Ne spun cei de la putere că e nevoie de schimbări legislative. Ok, suntem acolo ca să le facem, vrem să audiem, pentru că parlamentarii, rolul Parlamentului este și acesta de control, iar Comisia de Anchetă Parlamentară este cel mai natural loc unde să se vadă care sunt responsabilitățile, care sunt problemele și care sunt soluțiile. Nu se dorește așa ceva, văd că preocuparea PSD și a PNL este cum să fugă și să stingă acest scandal, aruncând cu o responsabilitate difuză. Trebuie să vină toată societatea, să vină ONG-ul, să vină Biserica Ortodoxă Română. Până la urmă, nu înțeleg, Biserica Ortodoxă Română, domnul Ciolacu o cheamă alături, în timp ce domnul Pandele o atacă. Și am pus o reacție absolut firească, e o reacție normală, creștinească la această suferință a purtătorului de cuvânt și apoi niște atacuri imunde și josnice ale unor oameni care se spune că numai credință nu denotă prin acțiunile pe care le fac.
Da, Cătălin, mai ar fi o chestiune. Aici am vorbit foarte mult și despre importanța poliției. Am văzut șefii de la Ilfov numiți iarăși în interiorul chiar GPR-ului. Eu nu reușesc să înțeleg. Domnul Bode a plecat, dar domnul Bode de asemenea a știut de ceea ce se întâmpla acolo, pentru că a ajuns acest dosar la DIICOT în februarie 2023. Domnul Predoi a fost la justiție, acum este la interne. La poliția română nu răspunde nimeni, pentru că eu mă aștept ca cetățean ca justiția, poliția, medicii să salveze orice cetățean care se află într-o astfel de situație, nu? Iar noi aici vedem că poliția română nu răspunde. Ioana Constantin, au știut toți. A știut, s-a dovedit ieri în presă, au fost 3 memorii adresate premierului Ciucă. Acum a retras pe acel post la, de președinte al Senatului. A știut Bode, așa cum spunea. A știut Rafila. A avut, chiar mai devreme am văzut, o hârtie oficială care îl înștiința și cerea sprijinul pentru rezolvarea acestei situații. Au știut toți, dar nu s-au băgat, pentru că în zona de influență a doamnei Firea și a domnului Pandele este ca o feudă. Dacă vă uitați în investigație, acel șef, domnul Godei, de cel care era spatele patronul acestei afaceri murdare, spunea: n-aveți ce să-mi faceți, cum să vă atingeți de mine. Iar reacția domnului Pandele când au venit toate cele ambulanțe pentru a prelua bătrânii a fost, dacă vă aduceți aminte, a spus ceva de genul: este ca în Ucraina sau ca în Rusia, adică feuda voluntariului a fost atacată. Oamenii ăștia se simt stăpâni de tip feudal pe o zonă pe care controlează, este o politică de tip clan pe care o face Gabriela Firea și cu domnul Pantele și pe care domnul Ciolacu o protejează în acest moment. Da, ia uitați acum imaginile în care domnul Ciolacu o sărută pe obraz pe doamna Firea în debutul ședinței de guvern. Relațiile sunt cât se poate de cordiale deocamdată, cel puțin la suprafață, între domnul Ciolacu și doamna Firea, deși știm că e un cartof fierbinte acolo de care trebuie să se ocupe actualul premier, în contextul în care, reamintesc să tragem concluzii, Budăi și Gabriela Firea, ministrul familiei, au fost considerați în interiorul PSD drept principalii responsabili politici pentru scandalul care provoacă mari probleme de imagine pentru partid. Se alătură acestui grup, desigur, și domnul Rafila, dacă ar fi să completăm detaliile lansate mai devreme de domnul Drulă. Mulțumesc foarte mult, Cătălin Drulă, președintele